O propunere legislativă depusă de doi deputați PNL prevede ca de la data de 1 ianuarie 2019 copiii cu vârstele de până la 2 ani să primească o alocație lunară în valoare de 300 de lei. Copiii cu vârstele cuprinse între 2 și 18 ani vor primi o alocație lunară de 150 de lei. Potrivit proiectului, cuantumul alocației de stat pentru copii se stabilește în raport cu indicatorul social de referință, și anume 0,6 pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani sau de până la 3 ani în cazul copilului cu handicap, începând cu 1 ianuarie 2019, și 0,3 pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 și 18 ani, începând cu 1 ianuarie 2019. În forma actuală a legii, valoarea alocației pentru copii de până la 2 ani este de 200 de lei și de 84 de lei pe lună pentru cei cu vârste cuprinse între 2 și 18 ani. Dacă în majoritatea statelor Uniunii Europene alocația pornește de la peste 100 de euro, în România copiii primesc echivalentul a 18 euro pentru fiecare copil. Deocamdată, acesta este doar un proiect de lege și urmează să fie supus dezbaterilor în Parlament.